ないか。Sono altri rustici. Tornavo. Non c'è nemmeno. Încet popa, că eu mă întorc înapoi, nu mai merg cu ea, o fută în cură de mașină. Da. Ce dracu filmezi tot drumul, mașina de poliție? Tu? Bun, hai să ne întoarcem. De ce? De ce facem? Mergem până la Bocșa? Ne duce? Duci pe platformă. Hai că luăm un taxi. Activităților desfășurate cu operativitatea de către polițiști au fost identificați și reținuți cei doi suspecți la câteva ore după comiterea infracțiunii. Aceștia sunt doi tineri, unul în vârstă de 15 ani, celălalt în vârstă de 24 de ani, ambii domiciliați pe raza comunei Bozovici. De remarcat că întreg prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat părții vătămate. Am înțeles că au sustras și bijuterii. Au sustras bijuterii în valoare de 13.000 de lei și un telefon mobil. Povestește-ne ce s-a întâmplat. Păi a venit un băiat la mine într-o seară și m-a spus dacă vrem, că uite, să cunoaște unul, unul de bogat, să cunoaște unul care are bani. Dacă vreți să ne băgăm peste el, să luăm bani. Și... nu, toată ziua m-a bătut la cap să merg eu. M-a zis, hai că merg. I-am spus, uite, s-a vorbit cu femeia dânsului. Și... mai spre seara, așa a fost și ne-au băgat. În casă la om. Știați că ei nu sunt acasă? Nu, nevasta dânsului a fost acasă, dar dânsul nu a fost acasă. Ați avut intenția să o loviți? Nu. Nu am vrut să o lovim, dar... să fugim cumva, să scăpăm. Ce voia să faceți cu bunurile astea? Să urăzi nevoie. Îți pare rău pentru fapta săvârșită? Îmi pare foarte rău.